Am revenit în studioul Iași TV Live. Alături de noi este preotul misionar Dan Maskin, de la Biserica Maternității cu Zavodă din Iași. Părinte, cât de dispuși sunt oamenii să-și ajute aproapele? Știți că acte de caritate se fac în special de Crăciun și de Paște. Dar ă, sunt și persoane, am văzut, care se implică în proiectele dumneavoastră de-a lungul anului, care sunt dispuși în orice moment a anului să-și ajute aproapele. Dar în general... Da, surprizător. Pentru o lume din România care se află de permanent în criză, așa ar spune, oamenii au suflet, suflet mare și remarcam dimineața la trecere de pietoni la semafoare se cum dacă întâmplător se află persoana care ceșește ajutor acolo, din 10 mașini, cel puțin în 2-3 vor gândi că acolo este un om necăjit și să ofere un sprijin. Asta a fost o remarcă întâmplătoare într-o de dimineți la o astfel de, de intersecție. Să știți că dacă ne uităm în comentariile sau în mesajele pe care îi primesc, marea parte a celor care ajută mulțumesc că le oferim această șansă. Am ajuns să cred în această etapă a vieții că ceea ce facem în Biserica Matei în Tății Guzavodă și în calul acestei asociații cu sute de voluntari și cu mii de donatori, nu o face doar pentru că niște copii au nevoie de ajutor, ci o face pentru că oamenii noștri dragi au nevoie de a, de a face fapte bune. Și nu este uh, niciun nicio, o taină, niciun nici un paradox în privința acesta, pentru că, de fapt, ca oameni, știți foarte bine, nu ne putem bucura de nimic dacă nu împărtășim această bucurie, dacă nu dărim bucuria noastră celorlalți. Și acum, de pildă, nu poți sta de ziua ta în să, cu un să mănânci din el și să fii fericit. Trebuie să oferi tortul cuiva care să-ți împărtească bucuria. Ei, așa se întâmplă și cu aceste persoane sărmane, să vezi cum din sute de persoane care se mobilizează ca și donatori la o campanie de Crăciun, cel puțin, eu știu, un zi și astfel, vor dori să rămână mai departe donatori pentru, pentru copiii pe care biserica noastră îi ajută. Întâlnește oameni de o modestie extraordinară care și este emoționant cum de când în când vine câte o bunicuță care își scoate din batista ei banii pentru o mormântare. de o să mă îngroape ăștia cu ceva dacă, dacă, va fi. Așa sau întâlnește situații la fel de emoționale când copiii de la școlile din județul Iași mă refer la colegii de aici din, din Moicepiu, vin și aduc darul lor, darul lor la biserică. Am avut surpriza azi, trebuie să văd cum niște copii de la un liceu din Pașcan, că de colegiul Unire, dacă mă gândesc bine, au luat trenul pe bănuții lor, să știți, au venit, au venit la Iași, au adus jucării și într-un plic niște bănuți pe care i-au spus, probabil, economisind de la locația lor, nemâncând în acea zi pachetelul pe care îl avea la spoție. Sau cum copiii de la grădinițe din Iași, în această săptămână care a trecut a fructelor și a legume, a fost proiectul din, din școli, au oferit camioane, camioane de, produse pentru copiii sărmani, pe care le-am dat de 1 decembrie. Când... Am văzut că și cartofi, ați primit câteva tone de cartofi de la donatori. Da, oameni din zona Rădăuțului care s-au mobilizat, acolo avem o parohie dragă cu care colaborăm și care aici nu sunt oameni cu statut social foarte înalt, dar care ai din puținul lor oferă și celor sărmani. De fapt, aceasta este lumea în care Dumnezeu vrea să trăim, o lumea în care bunătatea se împarte de la cel care la ce are, la cel care nu are, iar la rândul lui, cel care nu are acum va avea mâine și va oferi și el celui care nu va avea mâine. De fapt, de, predăm ștafeta de la o generație la altă, de la un caz la altul și astfel lucrurile cresc frumos și, și, bine. Sunt și donatori care renunță sau sunt foarte puțini, care și asumă o responsabilitate, dar, nu știu, orică, din anumite motive, ajung să renunțe. Am întâlnit uh, oameni care uh, au ajuns în crize în sângea românii care lucrează în afară și mm -hmm. care astăzi au un job mai bine pătit mm -hmm. mâine uh, au probleme financiare și care s-au retras. Vorbim de cazuri destul de limitate, dar am și un caz minunat de pildă, unul din Anglia, unde uh, este o tânără uh, care din uh, salariul ei mic uh, de acolo și ține mama și sora bolnavă în țară. Și atunci când lansăm o campanie cum este cea de Crăciun sau de Pasta, de 5 septembrie, îmi un copil, dar mă dăște pe parcursul a două ori, pentru că nu poate plăti mai mult de 5 euro pe săptămână. Uh -huh. Atât își permite. Este emoționant cum vezi cum într-o lume în care noi vedem foarte generoasă, oamenii noștri, din puținul lor, din puținul lor, dau celor, celor care nu au, deși au mult mai puțin decât au mulți din, din, din zona noastră. Pe, -ar pe ecran rulează imagini cu câteva din proiectele pe care le-ați realizat cu ajutorul donatorilor și a voluntarilor. Da, am avut mai fost... devreme casa de la, Casa Ileana, de la, de la, casa Iliana, de la, de la, de la Aici avem uh, imagine imagini cu campionatul de fotbal cu copiii mm. Serman, unde am testat uh, capacități. O imagine cu familia Mălinei, uh, probabil singure hainele copiilor, uh, pe care mama nu le poate că nu are o mașină de spate, încă n-au curând încă acasă. Avem casa Cicoarei, acum stăm mult mai bine de mult, n-am mai pus poze de muncit, am muncit deja, este acoperișul pus pe casă. Aici conturile unde vă pot ajuta cei care, care da. doresc. Și datele bancare, mâncă. pe care voluntarii mei, foarte secuincioși, le-au le au, le -au uh, redactat și le-au pus uh, pe pagina de Facebook și pe site-ul Glasul uh, Vieții al Asociației. Care sunt principalele probleme cu care vă confruntați în realizarea proiectelor? Și cum vă ajută, nu știu, în afară de donatori și autoritățile, Biserica Ortodoxă, bănuiesc că fiecare își pune câte un pic umărul sau ar trebui să-și pună umărul. Da, desigur, pentru astfel de activitate, la nivelul în care ne suntem implicați, e nevoie de mult sprijin, nu doar de, de bani, dacă mm. la asta ne gândim, ci e nevoie de sprijin instituțional. Ne-am dorit mai mult, mai multă implicare din partea Sectorul de asistență socială din cadrul primărilor din, din județ, mai multă implicare, în sensul că sunt destul de multe familii care nu beneficiază de drepturi legale, pe care le oferă guvernul, ci măcar primăria, și asta pentru un simplu fapt că tatăl lucrează, lucrează, lucrează afară, dar tatăl a fost acasă de 2 ani de zile. Și nu se știe dacă deci, o să mai vină unde l l -un umană, ei. umană de aceste sate, sate uitate de lume, se vede și în cadrul unor angajați, din cadrul, din cadrul care trebuie să le reprezinte. Desigur, probleme întâlnim în ce privește, repet, părinții copiilor, pentru că sunt foarte mulți, mulți părinți care nu colaborează, robe ai vicilor alcoolici, foarte violenți și care fac viața grea acestor copii. Legea pe mine nu mă ajută ca să pot să intervin, nu sunt instituții de stat, nu sunt jandarmerie și atunci asesc cu durere cum copiii sunt bătuți, cum copiii sunt flămăziți pentru că tata a luat locația și după ce ia o pâine va cheltui ce 20 lei pentru pachet de țigări și o stică de bere, pâinea fiind 2 lei, bineînțeles, din banii alocațiilor, acești bani merg la, 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 părinți care admisează foarte, foarte prost și cam atât, din partea metropoliei și nu, am, nu mai cum de laudă, am primit sprijin foarte, foarte mare în perioadă, lemne, locațiile ne sunt nesunuse la dispoziție, am fost finanțați cu bani în, pe lângă ceea ce pune asociația și oameni dragi, totdeauna metropolia, la nivel de sau la nivel personal, pentru metropolit, am spus și pe asta, mm -hmm. uh, oferă uh, cât un sprijin consistent în, în aceste situații și, sigur, tot este loc de mai bine, pentru că ne dorim mai mult, dar fiecare face ce poate, Când dorește, nu se poate face nimic forțat, în special în această zonă sociale. și sperăm că, așa cum ultimele am văzut că uh, plăcând de la a face o casă, de a dau la câțiva copii mâncare, am ajuns la așa activitatea lângă noi, văd că lucrurile cresc și la alte organizații și la alte entități, înseamnă că se poate mișca lumea uh, spre a fi mai bună, chiar dacă cu toți am trăim într-o perioadă uh, poate de criză în financiară. Ce puteți dumneavoastră face în cazul acelor copii pe care ni-i dădeați drept exemplu, care sunt într-o familie care agresează, uh, tot într-adevăr uh, asistentul social din comună poate, poate să vă dea o mână de ajutor, dar dumneavoastră concret, cum puteți să i ajutați? Da este foarte multă muncă pe va trebui mai întâi de a, de a ajuta copilul, trebuie să-l cucește pe tatăl copiilor, mm. trebuie să cucește mama alcoolică. Este teribil, de mult, teribil de, de mult, de lucru cu aceste familii. În loc să înconcedați atenția spre a oferi copiilor o bursă pentru internat mm -hmm. la o școală. Am avut un caz vara trecută când am sezat uh, la o familie uh, pediculoză, am cerut părinților să intervine și să ofere tratament. Părinții au refuzat acest lucru. Copiii nu au mai fost la meditație, pe care noi le organizam săptămânal uh, în, în biserică, sâmbătă. Copiii au rămas uh, în urmă la școală, au cu feța mare a ratat capacitatea, deci au un copil foarte capabil, A ratat capacitatea și se află la o școală, uh, desigur, uh, care nu îi oferă atât multe perspective. La, ce capacitate avea, avea fetița. Între timp, sigur, părinții au înțeles, au revenit, dar un, an de viață copilului s-a dus. A trebuit mult răbdare, chiar dacă ei nu au colaborat, noi a trebuit să intervenim mai departe pentru a-i recuceri sau a-i îmblânzi pe părinți în cazul acesta. Ei, în, în cazul copilului cu părinți plecați în afară, vă dați seama că atunci când consider că ai terminat o casă, ai făcut, ai făcut, un efort foarte mare să ridici nivelul social, vine și e, părintele e, hoinar e, e, din lume și care se așează, se așează stăpân în casă și pentru că este tată, are dreptul la consuma locația. Va mm. trebui să compensezi mai mult pentru a ține și pe trântul în casă, că nu ai ce face, legea ai primite acest lucru. Asta dacă ar fi niște autorități e, și o lege probabil mai severă, N-ar trebui să se întâmple așa ceva. Dar îți și noi poliții lipsurilor pe care le are sistemul, și noi ca și creștini. Printre proiectele dumneavoastră se număra și un centru social la Valea Lupului. Care mai este situația cu acel centru? Știu că anul trecut când ați venit la noi încă nu era finalizat. Da, sunt, suntem într-un stadiu frumos de execuție, în sensul că clădirea a fost finalizată pe exterior, la interior o mare parte a și acum tocmai am primit sprijin de la o parohie din, din, din Belgia, pentru că acest complex pe care îl facem atât de parohia Valea Lupului Beldiman se poate fi dat cât mai acum de în folosință, în sensul că am primit centrala și banii pentru de încălzire, care nu este deloc pentru că vorbim de față mare construibilă. A fost un obiectiv, într-adevăr, care ne-a cerut mult, mult efort, dar cred că dacă nu în ea noastră, puțin să poată fie, să fie dat în folosință. Mamelor aflate în dificultate, mă refer la tinerele studente care rămân săcinate și care nu au acces în centrele de stat, și uh, mamele cu mulți copii care sunt alugate, fiind însărcinate de acasă. Câte persoane vor locui în acest uh, centru? Da, în centru acesta vor locui, e, ați mă fi gata, undeva în jur de 50 de mame și copiilor. E, va fi o, o, un, o clădire, un, un centru cu e, un mare potențial, e, dar și cu mare nevoie la vremea în care, în care vom ajunge. Doctorul Mobil este un alt proiect pe care am văzut că, că l-ați demarat. Funcționează ați, sau încă, încă nu a fost pus pe picioare? Ați ajuns în mediul rural să le oferiți asistență medicală? Suntem sau? foarte aproape în ce privește infrastructura acestui proiect, mă refer la dotarea. Avem bucuria de a spune că am găsit donator pentru ambulanță, ceea ce nu este puțin mm. lucru desigur, avem contacte suficiente cu medii de familie și cu primăriile din, din -sace, unde asistența de medicală este un lux, persoane nefiind asigurate, beneficiind prea puțin de, de, ajutor social, nu au acces la un examen medical de specialitate. Rămâne doar să găsim un medic radiolog, dornic să fie, să fie medic creștin și om, pentru că, desigur, nu este ușor să faci asistență medicală ambulatorie în, în această formă. Sperăm ca, cu acest proiect, să avem cât mai, cât mai multe mame salvate, pentru că doare tare mult când vezi că vin mamele în spital în ultimul stadiu al lui cancer de coaterină sau de sân. Când vezi că la Sfânta Maria sunt o mulțime de copii aduși cu boli, cu boli grave, pentru că nu au avut acces la acel banal ecograf care se poate face la un colț de stradă, dar contracost sau la niște analize pe care părinții nu le pot face pentru că nu sunt asigurați. În special persoanelor din mediul rural. Nu da, mediul rural, mediul rural și deși cred că și mediul urban se destui. Dar pentru mediul urban, în curând o să avem centru FEM Clinic, unde de asemenea, se va oferi asistență medicală gratuită persoanelor neasigurate sau celor care nu-și permit un ecograf sau un examen ginecologic în special de calitate la un medic care va fi susținut deci, în partea medicală de medici de, de primă mână din Iași, în mod voluntar. Vin din urmă și studenții pe care îi pregătiți și care Ei, sunt la medicină. Ne-am dorit, doar că studenții de la medicină nu sunt capabili să oferă Inca. o asistență medicală da. profesională. Inca. așa Dar avem. în timp? Avem destui medici de spital care trebuie așteaptă să să poată ajuta mamele tinere neasigurate cu un examen de calitate în privința aceasta. Cum ar trebui să funcționeze doctorul mobil? Adică ce fel de asistență vă propuneți să Doctorul mobil este uh, un tip de proiect în care uh, așa cum spuneam mamele, uh, mamele care nu și permit un, un act medical uh, din 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 Iași uh, primesc acest sprijin uh, la, parte, la, partea la poarta lor. Mare parte nu vin la ori, pentru că costă drumul, aici îți trebuie o de bani pentru un iar la medie, dacă nu ești asigurat, nu ai ce căuta. În acest fel, ambulanța pleacă din Iași zilnic, către o comunitate unde în între timp medicii de familie au fost anunțați primăria dacă nu este medic a făcut o aici promovare și de ce nu biserica parohială și atunci în această ambulanță în această ambulanță unde avem amenajat un cabinet medical cei care nu au șansa la, la investigații vor putea fi văzut de, de medic și examinați imediat asistentul din, din, din din spate, vă fi, dacă e nevoie, o să avem oameni pregătiți, consiliere acolo unde este, unde este nevoie, și uh, vom trece la uh, trimiterea acestor persoane care au probleme grave către specialiști, bineînțeles, după ce le va, treb va trebui să le plătim uh, as asigurare medicală, mm -hmm. pentru că chiar și așa, ca să ieși în spital, trebuie asigurați medical, și uh, începând să salvăm cât mai multe vieți de mame și copii, și copii aflați în dificultate. După cum spuneam, nu doar, luna, doar, în luna cadourilor faceți acte de caritate, ci și în timpul anului, cum este cu grăuntele de muștar. Și anul acesta ați reușit să donați rechizite unor copii care, erau, care aveau nevoie. Da, am putea spune că acest grăunte de muștar s-a transformat într-un proiect permanent, găunte de muștar, grăunte de lumină la Crăciun, la Paște și găunte de iubire la Crăciun, pentru că acești copii care sunt pregătiți acum pentru iarnă, au fost pregătiți în toamnă pentru școală. Deci, uh -huh. dacă vedem o mulțime de entități sociale care au oferit magazine, găzdane și caiete pentru școală, ne-au oferit acestor copii încălțăminte de calitate haine de calitate și ghiozdanul cu nu doar cu caite, ci și cu, adică de igienă și și curățenie. A fost este un proiect de mare efect. avem sentimentul că crește foarte, foarte mult prezența la școală, scade absenteismul, Am o surpriză acum în clipa în care, cel puțin în zilele în care mergeam la școală pentru măsurători, în clipa în care mergeam la școală pentru a oferi produsele, să fie prezențe de 200%. Copiii care nu au fost de ani de zile la școală veneau acum, deși nu un catalog, să, să se înscrie la școală. Asta înseamnă foarte, foarte mult și asociind acest grunt de muștar cu bursele pe care le oferim în, 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 în clipa de față, spuneam 35 de burse elevilor, studenților din familie nevoiașe, asociind acest proiect cu uh, Centrul Educațional Damian și Cosma, unde oferim meditație săptămânal copiilor din anii terminali de gimnaziu și de liceu, uh, ne dăm seama că educația acestor copii de fapt tratează cu adevărat sărăcia. Pentru că dacă în satul unde avem cei mai multe cazuri sociale, au trecut la, acum, da, au trecut la o copil capacitatea, în anul 2017 au avut 8 copii care au promovat capacitatea. Asta înseamnă 8% că e, chiar vreau proiect. să vă întreb ce rezultate au avut au, copiii care da, urmează că... meditații. De anul trecut, dacă da. nu mă înșel. Când uh... ai copii în Iași, la școală, la licee, uh, pe care trebuie să ții și la cămin, bineînțeles, uh, înseamnă foarte mult. Acești copii uh, au ieșit din, uh, din orizontul limitat uh, cu 8 clase Marea parte a fetelor se măietau între timp, înțeles, uh -huh. băieții deja plecau la muncă în, în Bărăgan, unde se angajau ca el vorba vine, erau uh -huh. luați ca sclavi acolo. Acești copii deja au o altă perspectivă, repet, îi dau o altă, o altă față lumii din care, din care vin. Dacă se va întoarce sau nu în comunitate, cert este că uh, familiilor și, și acești copii deja uh, au șanse la o viață mai bună. Insistați foarte mult ca acești copii să nu renunțe la școală. Este un mare efort, <laughs> să știți, un mare efort și material, și uman. Uh, permanent stăm cu gura pe ei, în zilele trecute, unde avem, avem un apartament închiriat pentru fetele care la școli care nu au cămin. Eu o luptă cu vecinii, vin de la țară, nu știu să facă o toaletă, nu știu să facă o baie, se înfundă cada, ce să ai un om permanent între ei. E un mare efort pe care îl facem, dar merită repet. Atâta trebuie noastre ar trebui replicate la nivelul de sute în, în, în jățuiași pentru a avea o lume mai bună. În, în educație și cu, cu mult suflet, facem oameni mari. Cum se descurcă în prezent acele familii cărora le-ați construit deja o locuință? Păi ce să spunem? Foamea se descurcă frumos, acești, acești copii care au o căsuța lor merg la școală, ceea ce este, este foarte important, au cu locuit, nu mai aveți pe spitale, sunt mult mai sănătoși, toată lumea acum, ca e cei părinte, de asemenea că mi bolnav copiii. Ei, vă imaginați, dacă nu intervenim cu led de la aceste familii, care mai o mare parte la am făcut case, răceala banală sau viroală se transformă în pneumonie, până în vară și cine știe ce bol grave. Așa că eu o mare bucurie să văd că acești copii au un încălzire, au o au acoperire asupra capului, ca să avem, bineînțeles, cu o văcuță la pachet și cu uh, sprijin, aș lucra pământul. Uh, este minunat uh, să vezi oameni care uh, devin parteneri. Asta este plăcut că atât timp cât părintele are un sentiment al stabilității, uh, al proprietății, au căsuța lor acolo, uh, răspunde afirmativ uh, atunci când inviți copiii la educație, și la un efort intelectual mai mare. Altfel, se ascunde foarte ușor, nu avem casă, nu avem lumină, nu avem ce rost ai să mai muncesc copii, vor vedea ce îl face. Oamenii sunt, crește dorința de a trăi mai bine, bucuria de suflet și la nivel de părinte și la nivel de copil. După casa celor șapte mame, mai aveți în plan construirea altor locuințe? Cel puțin două, cel puțin două până la da, dar sper să fie frig doar în trecăciun și băbătează anul ăsta. Avem o casă în Aroneanu, pe un teren pe care primăria ne-a ajutat să-l să obținem printre donația unui om plecat din comunitate acolo vor duce familii cu mulți copii, părinți, tată și mamă, proveniți din, din mediul casei de copii. Avem familii cu șase, cu opt copii care stau în zone total eu știu, defectoase. Acești copii vor avea așa o casă lor cu încălzire, cu condiții. De acolo vor putea să meargă la școală o, o, și iar părinții vom încerca să îi să agajăm, să de stau în locuințe fie închiriate, fie ale primării, dar mici și, și pe care nu și le pot întreține. E, mai avem o casă pe care trebuie să o terminăm la, la Golăiește, la una din familiile cu copii orfani, e, unde am plătit avanzul pentru, pentru, pentru teren și în foarte scurt timp, dacă vremea permite, Putem să o ridicăm, poate până o să fie gata, repet, tot depinde de vreme, și continuăm, am în plan, cu ajutorul Dumnezeu, dacă suntem sănătoși și lucrurile se așează, să facem un internat, un cămin internat pentru acești copii, care va fi greu de administrat, poate și legal, dar acești copii trebuie să aibă cu toții din mediul rural dreptul la un pat în oraș atunci când vin, în felul acesta asigurând părinților acea lijă de care au nevoie cum că școala nu este un lux într-o instituție de calitate, în liceu sau facultate. Din păcate nu, mă, nu mai avem timp, vă mai așteptăm cu mult drag și cu, cu altă ocazie și eu. multă putere să realizați tot ce v-ați propus. Mulțumim din suflet dumneavoastră, doatorilor și celor care, vă rog, ne sunteți aproape. Doamne așteptă! Sunt Cătălina Macovei și vă aștept și săptămâna viitoare.